asta înseamnă să încerci să lucrezi dresaj și condiționarea calului și readucerea mintea lucrurilor și a comenzilor și la anduranță.
Lasă-ne, lasă-ne. Nu, nu, lasă-ne, bine. Nu te mai neva, cal. Bunule, ești nervos? Lasă-ne Vezi, pas, ești bombă. Nebunul. Bomba! Suntem pe bombă! Vizir, cum merg vizir? Nu mai tramnuiesc! Ia uite ce vrea el cu mine aici! Vizir! Hei! Hei! Hei, ce facem noi aici?
bombă, ce ești ușor. Să lucrez cu nebunul ăsta, frate. Ei. O pas. Ce vorbești, băi, net? O, dementule, ia uite-l, s-a strâmbat tot. Iată, bun. Deci am exact o oră și 5 minute de lucru cu vizir. Să vedeți vizir. Am lucrat, să zic, maxim 10 minute trap. Restul a fost numai lucru la pas, în care calul a trebuit să cedeze, da? Să se placeze, flexii de ancoliură, dârlog contrar, dârlog de deschidere, dârlog de deschidere, dârlog contrar. Acum reacționează prea mult. Pulpă, da? Cedare la gambă, da? Ia uite-l cum cedează. Și acum avem un cal relaxat la final de antrenament. Repet, a făcut maxim 10 minute de trap, în care și acolo am încercat să-l placez, să facă flexii, să răspundă la pulpă. Și acum e un căluț calm, care e vizir. Mai facem câteva ture de pas, după care ne vom da jos. Uitați-l cât de calm. Nu a fost galopat, să și vede, nu e transpirat, nu a fost trăpuit la infinit, decât 10 minute. Și e un căluț liniștit, calm. Asta înseamnă să încerci să lucrezi dresaj și condiționarea calului și readucerea mintea lucrurilor și a comenzilor și la anduranță. Uitați-vă ce face vizir. Acesta este vizir. Un antrenament reușit, în care eu mă simt bine, că mi-au reușit toate și vizir e calm. O zi frumoasă!